Farul Constanța traversează una dintre cele mai grele perioade din ultima vreme. Campioana României a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în campionat, iar calificarea în play ul Superligii pare tot mai greu de realizat. Marinarii speră să întrerupă seria negativă chiar de ziua națională a României, când vor evolua în deplasare contra Politehnicii Iași, o formație în căutare de puncte. Partida face parte din etapa cu numărul 18. Înaintea acestei runde, Farul are 22 de puncte și ocupă locul 8 în clasament. De partea cealaltă, formația ieșeană a acumulat 19 puncte și este pe 12. Pe lângă punctele puse în joc, fotbaliștii pregătiți de Gheorghe Hagi vor să-și ia după înfrângerea de acasă cu 3 la 1. Am făcut multe greșeli până acum. Sper că de acum încolo să avem o reacție foarte bună în care să devenim mult mai pragmatici, mult mai atenți la tot ce se întâmplă, pentru că chiar am primit goluri multe. Avem Victorii puține, și cred eu că acest lucru ne-a dus în situația în care suntem, o situație care normal că ne îngrijorează, normal că suntem preocupați, dar cred că trebuie să fim reactivi, trebuie să reacționăm la toată situația asta și, bineînțeles, cu încredere, cu curaj, cu tot ce noi, că noi, că noi încercăm să le facem. Știm că nu e ușor, va fi, cred eu, o luptă uh, grea, dar. Uh, cred că echipa are resurse să, să, facă lucrurile astea. Partida din Copou contra Politehnicii Iași este programată să se joace vineri seară, cu începere de la ora 20.